Salut prieteni și bine v-am găsit în acest video! În acest video o să vă vorbesc despre un argument tabu. Mai exact, o să vă vorbesc despre 10 moduri de gândire care, dacă nu vor fi modificate, indică faptul că nu vei deveni bogat. Numele meu este Adrian Năstase, sunt antreprenor digital de peste 7 ani, iar în tot acest timp am creat mai multe firme și ajut alți antreprenori și persoane să-și creeze mai multe surse de venit și să devină liberi. Nu mă aștept ca acest video să fie destul de popular și, de fapt, sunt destul de sigur că unele persoane o să fie un pic iritate. Dar în același timp am încredere că foarte mulți dintre voi care vă uitați la acest video sunteți destul de inteligenți și veți extrage sfaturi care vă va ajuta să aveți o situație economică mai bună. Dar înainte de a începe acest video, vreau să stabilesc un punct foarte important. Obiectivul acestui video nu constă că eu vă dau pastila magică, iar voi deveniți bogați după o zi pe alta. Obiectivul acestui video este acela de a vă pune față în față cu anumite comportamente și moduri de gândire de a vedea viața și de a avea o stabilitate economică mai bună. Ultimul lucru înainte de a începe. Dacă în acest moment tu ești mulțumit cu viața ta și nu te vaiți pentru că nu câștigi mai mulți bani, te rog să închizi acest video. Acest video este pentru toate acele persoane care nu sunt mulțumite cu ele însuși și cu stilul lor de viață și au nevoie de o schimbare de mentalitate dacă vor o situație financiară mai bună. Primul semnal, nu iubești oamenii bogați. Majoritatea persoanelor nu iubesc oamenii bogați. În loc să admiri persoanele care au lucrat din greu pentru a avea succes, primul lucru pe care mulți îl gândesc este că singurul motiv pentru care acea persoană a devenit bogată este că a furat banii sau i-a moștenit. Atenție! Nu vreau să spun că aceste lucruri nu se întâmplă, dar 90% din persoanele care au devenit bogate provin din familii sărace. Iar rezultatele pe care le-au obținut sunt datorită muncilor și datorită faptului că au știut să vadă oportunități la momentul potrivit. Apropo, dacă ai peste 18 ani și ești o persoană determinată care vrea să-și creeze o nouă sursă de venit și de ce nu să fie liberă, vreau să te ajut. În descrierea acestui video vei găsi un link unde îți explic o oportunitate incredibilă care sper să te ajute și pe tine. Acum să trecem la videoul nostru. Este adevărat că dacă familia ta este bogată, poți avea unele avantaje, dar pe viitor poți avea dificultăți în unele aspecte. Atunci când o persoană nu este educată corect, poate crește cu impresia că totul îi se cuvine, iar atunci când se va trezi la realitate, va avea surprize. Atunci când ne uităm la o persoană bogată, nu trebuie să ne uităm doar la lucrurile pe care le are. Trebuie să ne gândim la toți acei ani de muncă grea pentru a obține acele rezultate și să învățăm ceva. 2. Îți faci prea multe griji la ceea ce gândesc alte persoane despre tine. Pentru noi toți, mai ales atunci când persoanele la care ținem ne judecă, suferim. Să fii admirat și sprijinit creează tot timpul plăcere. În schimb, să fii judecat nu este întotdeauna ușor de digerat. Deci problema este că, chiar dacă aceste persoane sunt persoane pe care noi le iubim, în foarte multe cazuri, obiectivele și cunoștințele lor nu sunt alineate cu ceea ce vrem noi și sfaturile pe care ni le va da vor fi dăunătoare pentru noi. Dacă vrei să devii bogat, chiar are rost să dai atâta importanță unor persoane care nu fac nimic sau probabil lucrează pe minimul de economie? Cu tot respectul, dar aceste persoane nu au cunoștințele necesare pentru a-ți da sfaturi și pentru a te judeca. Foarte mulți sunt în stare să vorbească, dar puțini au succes pe termen lung. Numărul 3. Ești prea atașat de tradițiile familiei și ți se frică de schimbare. Dacă ești prea atașat de tradițiile familiare, din punct de vedere politic, religios, financiar, în unele cazuri, acesta poate fi dăunător. Atenție! Nu mă refer la tradiții precum, de exemplu, cina în familie sau de a sărbători Crăciunul în familie. Mă refer la acele tradiții care nu au funcționat în familia ta. Probabil tatăl tău care spune, băiatul meu, banii nu sunt importanți, dar el își petrece sările gândindu-se cum să ajungă la următorul salariu. Sau mama ta care te avertizează să nu muncești mult și să-ți petrești propriul tău timp liber. Dar ea a petrecut majoritatea timpului lucrând o muncă care nu-i place, iar majoritatea timpului liber îl petrecea în fața televizorului uitându-se la serialele preferate, în loc să-și creeze o viață mai bună. Dacă tu-ți dorești să ai o viață mai bună și să ai o situație economică mai bună,
nu mai crede că este de ajuns să lucrezi part-time. Cu siguranță sunt și excepții, dar 99% din cazuri obișnuiește-te să lucrezi din greu, dar inteligent. Pentru că a lucra 16 ore pe zi nu-ți garantează succesul atunci când lucrezi într-un mod greșit. 4. Ești expert în a găsi scuze. Fata care îți place ales pe altul, continuă să spui că tot genul feminil nu înțelege nimic și sunt interesate doar după bani. Echipa de fotbal a pierdut, dă în continuare vina pe arbitru și că meciul a fost aranjat. Colegul tău a obținut o promovare și tu nu, cu siguranță este pe mână cu patronul. Niciodată nu este vina ta. Orice lucru nu merge, este vina altcuiva. Lumea este nedreaptă și tu ești o simplă victimă. Conspirații peste tot. Continuă să gândești în acest mod și nu vei reuși niciodată. Te-ai născut pentru a da faliment tot timpul. 5. Ai o atitudine negativă. Nimic nu este mai neatractiv decât o persoană care își petrece majoritatea timpului în a se văita de tot, iar această atitudine va alunga persoanele mai bune din jurul tău. Exact cum această atitudine înlătură persoanele bune din jurul tău, în același timp va înlătura oportunități care îți poate aduce bani, dar care nu sunt atrase de către cine nu are o viziune pozitivă și nu este pregătit să facă un pas în față pentru ceea ce își dorește. 6. Nu dedici destul timp pentru a învăța. Hai să facem un joc. Pe YouTube, du-te la cronologie și uită-te la ultimele 100 de videouri la care te-ai uitat. Acum spune-mi, câte din aceste videouri sunt educative și câte sunt de entertainment? Dacă majoritatea videourilor sunt de entertainment, înseamnă că prioritatea ta nu este aceea de a te îmbunătăți, de a crește. Este doar o pierdere de timp unde te uiți doar la videouri de divertisment fără a învăța ceva educativ. Și dacă ne uităm la trendurile pe YouTube, putem vedea că trebuie să dăm scroll la foarte multe videouri până să ajungem la unul educativ. Acest lucru se întâmplă deoarece majoritatea persoanelor nu are ca și obiectiv acela de a se îmbogăți și nici măcar acela de a deveni mai bun. Aceste persoane preferă să-și petreacă majoritatea timpului să vizioneze videouri de unde nu învață nimic. Dacă vrei să devii o persoană mai bună, alege cu atenție canalurile pe care le urmărești și cărțile pe care le citești și adu-ți aminte că timpul este prețios. 7. Vrei să devii bogat repede. Din păcate, în ziua de azi suntem infestați de acești guru online care promit bani ușor de făcut într-un timp relativ scurt. Însă realitatea este total diferită. Dacă vrei să ai succes în viață, trebuie să fii dispus să lucrezi ani de zile și să ai răbdare. Cu siguranță, din când în când, pot fi și excepții, dar în același timp, a te îmbogăți repede nu este o soluție. Dacă pe YouTube ești atras de videouri care îți promit luna după cer, probabil ești naiv. Pentru că perioada scurtă valorează zero. Concentrează-te pe perioade lungi. 8. Întotdeauna aștepți momentul potrivit. De câte ori auzim de persoane cu idei geniale care din păcate rămân doar niște proiecte pentru că nu este momentul potrivit pentru a le pune în practică. Dacă astăzi nu este momentul potrivit, probabil tu ai un plan foarte bine structurat în minte și probabil momentul potrivit nu va fi niciodată. Pentru că va fi întotdeauna ceva care te va face să ai întârzieri cu planul tău de acțiune. Nu aștepta momentul potrivit. Fă ceea ce trebuie să faci astăzi și dacă ceva nu funcționează bine, învață și mergi înainte. 9. Te uiți prea mult la televizor sau te joci prea mult pe computer sau smartphone. Fă excepție pentru jucătorii de jocuri care, unii în ziua de astăzi, câștigă o mulțime de bani. Dacă petreci prea mult timp să te joci sau să te uiți la televizor, este foarte probabil că nu-ți petreci timpul cât mai bine posibil. Și nu mai încerca să te autoconvingi că nu ai timp să lucrezi la un proiect foarte important, când în schimb timp ai, dar nu-l folosești în mod corect. Este doar vina ta, nu mai pierde timpul în acest mod și dedică acest timp unui proiect care îți poate aduce o situație economică mai bună. Apropo, îți reamintesc că în descrierea acestui video vei găsi un webinar unde îți explic o oportunitate. 10. Ești mândru de o viață umilă. Acesta este un argument foarte delicat. Întrebarea este, ești într-adevăr mulțumit de o viață umilă? Sau folosești această frază ca și o scuză pentru că nu vrei să lupți pentru o viață mai bună? Dacă într-adevăr ești mulțumit de o viață umilă, exact cum am spus la începutul videoului, ai câștigat. Realitatea este că majoritatea persoanelor care se declară mulțumiți de viața lor nu intră în această categorie. Pentru mulți a spune sunt mulțumit cu o viață umilă
este de fapt o minciună. În realitate, nu au chef să lucreze din greu pentru a avea o viață mai bună. Și fac lucrul cel mai ușor, își petrec propriul timp să judece persoanele care fac ceva. Aceasta nu este o mentalitate umilă, aceasta este o mentalitate de ratat. Fii atent, atunci când un cunoscut sau o persoană din familie spune fii umil în viață, spune pur și simplu să stai la locul tău și să nu aspiri la lucruri mărețe și să faci mai bine decât ei. Majoritatea persoanelor nu vor să te vadă că tu ai succes, vor să te vadă ratat. Și crede-mă, este mult mai dificil să ai curaj și să fii ambițios decât a fi umil. Dacă vezi în tine unul sau mai multe puncte elencate în acest video, vestea bună este că le poți schimba. Abilitatea de a te schimba, de a te adapta, de a crește, este abilitatea cea mai importantă pentru a avea succes. Alegerea este a ta și doar a ta. Dacă acest video ți-a plăcut, mi-ar face mare plăcere dacă ai lăsa un like și l-ai distribui unui prieten de-al tău pe care l-ar putea ajuta. Ne vedem în următorul video și nu în ultimul rând, abonează-te la canalul meu pentru a nu pierde niciun video. Îți mulțumesc că ai urmărit acest video până la final și te salut!